Salutare, confrații mei, iar am visat, am avut un vis incredibil de urât. Am visat că eram din nou pe Marte. Știți voi, mi se tot întâmplă chestia asta, cel puțin în ultima vreme. Planeta Marte, la ea mă refer. Da, știu, așa sunt eu mai visător, dar țin neapărat să vă spun ce am visat. Am visat că era vorba despre antropologie. Antropologia de pe planeta Marte, desigur. Cum stăteam eu așa pe Marte, m-am gândit să fac o postare pe Facebook. Facebook-ul de pe Marte, vreau să se înțeleagă foarte clar. În care am rugat o colegă fotograf să îmi trimită și mie mravul unei fotografii. Pentru cei ce nu știu, din ce am mai visat eu așa de-a lungul timpului, e vorba de o colegă care, fiind membră a juriului unui concurs, sau mă rog, comisiei de nominalizare mai exact, că așa le plăcea lor să spună, a câștigat două premii întâi în concursul în care ea juriza, iar unul dintre premii cu o fotografie pe care și-o însușise, o fotografie care nu era a ei. Adică elegant, așa, marțienește, ca să nu zic românește, subtil, înțelegeți. Așa, ca un update, umblă vorba în piața de pe Marte cum că justificarea ei a fost că era asistentul ei, deci era normal să și-o însușească. Păi, boss, trecând de penibilitatea justificării, scria în regulament că trebuia să fie poza ta și nici de cum poza altuia. Tu, membru marcant al jurului, nu știai asta? Mă rog, partea stupefiantă e că foarte mulți colegi fotografi marțieni au fost total de acord cu această elucubrație. Dar ca să nu divagăm, cum vă spuneam, eu am drăznit să-i cer RAW-ul ca să constat veridicitatea acelei fotografii, deoarece JPEG-ul expus în concurs ridica niște semne serioase de întrebare. Ce s-a întâmplat ulterior e deja legendă. Pentru cei ce nu știu continuarea, ați putea găsi niște explicații în RAW-ul fermecat, filmuleț pe care îl găsiți pe canalul nostru de YouTube. Îmi pare rău că tot repet povestea asta, dar o fac pentru cei ce nu știu ce s-a întâmplat atunci, plus că am promis cândva că voi fi cât se poate de explicit. Partea antropologică a situației de-abia de acum apare. Apropo, antropologia este știința care se ocupă cu studiul tipurilor omenești, atât din punct de vedere anatomic, cât și din punct de vedere psihologic. Asta pe scurt, că definiția e ceva mai lungă puțin. E, pe mine partea psihologică a maselor de marțieni din povestea asta mă interesează mai mult, pentru că asta poate oscila. Dar în caz de probleme, se mai poate corecta pe alocuri. Ai anatomică, în schimb, cu ea te cam naști. Și e cam greu să mai schimbi ceva acolo, de-aia nu poți să râzi niciodată de un marțian că e urât, că săracul n-a avut noroc în viață. Vedeți cazul meu cum ar veni. Deci, cum vă spuneam, la postarea asta mea, 48 de persoane dintre cele 69 care au interacționat cu postarea au avut comentarii negative legate de mine. Asta nu e o problemă. Sau mă rog, au apreciat comentariile negative ale altora, comentarii legate de mine. Asta înseamnă aproximativ 70% din întregul eșantion studiat. Ideea e că au interacționat negativ într-un timp destul de scurt, ceea ce denotă ori ca o putere de procesare foarte mare, foarte puternică, adică o emisferă cerebrală stângă foarte dezvoltată în comparație cu cea dreaptă, ceea ce implică automat și un IQ cu mult peste 110. Ori, varianta a doua, ca o emisferă cerebrală dreaptă foarte dezvoltată în comparație cu cea stângă și au reacționat fără logică la niște stimuli emoționali care evident existau. Adică un nemernic, precum sunt eu, se leagă fără motiv de o biată artistă ajunsă pe culmile gloriei, dorind parcă să-i știrbească așa puțin din faimă. Am uitat să vă spun, studiile arată că emisfera cerebrală stângă se ocupă de partea logică, de rațiune, iar cea dreaptă de reversul medaliei, acolo unde logica dispare definitiv, fiind cucerită de emoție. Adică exact ce încearcă să surprindă în general fotografii marțieni, era să zic disperații după premii, care nu țin cont de nimic din sfera analiticului, ci doar din cea emoționalului. Știți la ce mă refer? Să surprindem emoția. A durut? Așa zice studiile, bre. Din păcate, reacția lor a fost una glandulară,
bazată pe instincte emoționale și nici de cum pe o încercare de analiză concretă, logică, a ceea ce eu încercam să aflu, lucru demonstrat ulterior. Comentariile au fost magnifice. Repet, eu nu acuzasem pe nimeni, în ciuda faptului că aveam destule bănuieli serioase legat de acea fotografie, ci doar cerusem o dovadă. Trebuie neapărat să vă citesc o parte dintre ele ca să vă întăresc ideea de mai sus. Cred că mai bine decât să scrii articole cu tentă de hate, te-ai duce la sală să fă steluță ți câțiva pumni într-un sac de box ceva. Poate reușești să-ți verși supărările acolo. Frate, fă tu cumva să ajungi la nivelul de fotografie la care a ajuns doamna secretară și după aia, a scris legat, îmi cer scuze, dar așa a fost scris. Poți la latri cât vrei, cât despre prietenașul tău, care era el cu numele lui fake de Facebook, ceva ciclist wannabe, neînfricat nici de miliția din South Africa. Nu știu ce să zic, pentru că eu cu tine în viața reală n-a schimbat două vorbe, boss. Hai vă pup, că deja e boring. Pa, scrie doamna secretară. Vreau să mi se ceară scuze public pentru acuzațiile aduse la adresa mea, acuzație de furt și alte cuvinte jignitoare, în special de către domnii Mitrănescu. Țin neapărat să îți mulțumesc, stimată doamnă marțiancă secretară, că m-ai făcut domn. Cu plăcere. Altul. Când vrei să faci trafic pe pagină, faci asta. Acum încep alea serioase. M-aș distra să se lase cu un proces pentru denigrare. Altul. Într-o țară civilizată, alta decât România, vă puteați alege cu un proces în care să vi se ceară daune pentru prejudiciul adus imaginii autorului. Asta e bună, pentru că tocmai despre autor e vorba în povestea aia. M-am uitat la formă, limbaj, și am observat că o gașcă de băieți devorează o femeie. Eu în locul ei deja eram la avocat. N-ar fi primul care o mușcă pe chestii de genul. Una e să zici că mi se pare nu știu ce și alta e să acuz fără dovezi. Când spui că cineva ar putea fi hoț, este ca și când ai acuza. Mai ales că ai făcut-o în spațiul public, nu la bere cu prietenii. Am lucrat în presă. Asta mi-a făcut grav. Și știu exact cum stă treaba. Și tot el continuă. Vroiam să scot în evidență faptul că nu e ok să... Boss, stai că mi-a zdrângânit creierul în cap, emisfera aia cu problema mea. Se spune voiam, nu vroiam. Asta că tot ai lucrat în presă. Deci vroiam să scot în evidență faptul că nu e ok să acuz pe cineva fără a avea dovezi. Suspiciuni nu se pune. În instanță nu se discută pe suspiciuni, ci doar pe dovezi. Doamna secretară nu era obligată să arate nimănui nimic, dar totuși a făcut asta pentru a arăta cât de corectă e. Sublim. Ideea e că nu poți să acuzi și dacă nu ți iese să spui scuze și gata. Bă, corect, așa e. Ștergem tot cu buretele. Eu în locul secretarei eram mult mai tranșant în această situație, Adrian Mitrănescu. În campanie. Cum ați proceda voi nu se face. Întâi discuți în privat dacă ai o suspiciune, nu arunci cu noroi și pe urmă spui scuze ca și când totul a fost atât de inocent. Bă, ce să vezi, așa mai procedezi. Este un precedent care poate deschide cutia Pandorei. Cel mai corect ar fi ca acest articol de pe blog, fiind public, trebuie șters. Ar trebui să fie șters. Nu cred că e mai corect. Și apoi, făcut un articol despre calitățile de fotograf ale secretarei. Asta ca să vă mai spălați rușine. Bă, eu nu știu ce substanțe luați voi acolo pe Marte. Bine, se întâmpla în visul meu acum, mi-e greu să-mi dau seama. Bă, dar parcă vorbește așa din Hamlet, nu știu, din Shakespeare, din ceva, din zona aia. Adică, trecând de greșelile astea din presă, știi tu. Și vine finalul stimatei
doamne secretare, marțiențe, care spune, luați bă, mai lipsea de acolo un săracilor și spălați-vă cu el pe cap. Bă, bă, eu am fost crescut în Rahova, mă rog, o parte din copilăria mea am trăit-o în Rahova. Acolo, pe mijloc, pe Malcoci, cu mici deviații prin Ferentar, pe Alea C, pe acolo, capătul 32, piață, alea. Dar asta cu spălați-vă cu el pe cap, în condițiile în care știi ce ai făcut. Lucrurile au luat o întorsătură istorică, aș putea spune, când Marțianca mi-a trimis roul fotografiei, iar eu am demonstrat că eram însluit. Exif schimbat și mai mult decât atât, nu ea era posesoarea fotografiei, ci asistentul ei. Adică după toate măscărelile alea pe care le primisem, pe Marte desigur, parcă se produsese instant așa un efect de la, ca în Matrix, știi? Toate lucrurile se opriseră instant așa. Mă rog, a fost grav. Dar să revenim la cei 48. Cei 48 care dăduseră comentarii negative la adresa mea sau care apreciaseră comentariile negative la adresa mea. Din secunda aia am primit bloc de la unii dintre ei, probabil rușinați de ce făcuseră, rușinați de faptul că eu am reușit să demonstrez că avusesem dreptate. Păcat! Mie îmi deveniseră oarecum dragi, pentru că mă amuză teribil agresivitatea unora când se găsesc în fața tastaturii. Ciudat e că niciunul dintre acești 48 de marțieni nu mi-a mai scris nimic din secunda aia. Adică mă așteptam și eu la niște păreri de rău, la ceva, bă, nimic. Și am zis, bă, poate n-au văzut roul fermecat de la noi, de pe canalul nostru de YouTube. Și zic, poate de-aia. Drept urmare, le-am trimis aproape tuturor, mă refer la cei 48, următorul mesaj. Salutare! Acum mai bine de un an, desigur, mă refer la anul marțian, pe 27 aprilie 2018 am văzut că aveai ceva păreri legate de acea celebră postare. Mă refer la postarea mea în care ceream colegii noastre fotograf acel rău. Văzând că nu am mai primit ulterior păreri din partea ta, m-am gândit că poate nu ai aflat finalitatea acelei situații delicate. În filmulețul de mai jos ai putea găsi ceva ce te-ar ajuta, zic eu. După ce îl vizionez, aș avea marea rugăminte să-mi spui și mie câteva cuvinte. Îți mulțumesc și aștept un semn. Numai bine. Și am postat link către respectivul filmuleț. Adică, elegant, nu? Cum ziceau niște admiratori de-ai mei. Știu că o să ziceți acum că nu sunt sănătos la cap, măi, dar de dragul studiului trebuia să o fac. Foarte mulți nu au dat cu sin la mesaj, dar fratele vostru i-a prins că au văzut mesajul. Ce să vezi, e pe bază de tehnologie, boss, în ziua de azi. M-am uitat în Analytics-ul YouTube-ului și am văzut că e o rubrică de Live Analytics și am văzut că în scurtul timp de când trimisese mesajul existase o activitate intensă pe acel clip. Unii au dat cu sin, dar nu au răspuns nimic. Unii au răspuns, dar au dat ușor scăldat, gen că frate, eu apreciez munca ta, dar să vezi că o fiși, că o pățiși și așa mai departe. Iar câțiva au răspuns magnific. Trebuie să vi le citesc că sunt geniale. Salut! Nu mă interesează ce fac alți fotografi, dacă iau premii pe dreptate sau nu, sau dacă concursurile sunt jurizate corect. Sincer, e pierdere de vreme. Eu chiar respect munca secretarei, îmi place stilul ei și fotografiile pe care le face, la fel ca a multor fotografi din România. Și eu îi răspund, bravo, dar eu nu despre asta vorbesc. Eu te-am întrebat ce părere ai despre clip, dacă ai tras o concluzie din toată povestea asta, dacă ai ceva să-mi spui. Tocmai ți-am spus că nu mă interesează acest subiect. Seară bună! Ok. Păi, prietenaș, dacă nu te interesează subiectul ăsta acum, atunci de ce aveai păreri? Aha. Și mai e încă una genială, deci asta e cireașa de pe tort și am să vă citesc atât postarea inițială, cât și răspunsul ulterior, că trebuie luate împreună.
postarea inițială. Eu ți-o spun scurt, în alte țări mai civilizate, erai dat în judecată. Bă, ăștia au o problemă cu datul în judecată. Ăștia de pe net sunt cu datul în judecată, frate. Da. Erai dat în judecată pentru ieșiri din astea și te calmai instantaneu. Documentează-te și tu ce înseamnă să defăimezi imaginea cuiva în public fără să ai dovadă și bucură-te că reacția secretarei nu a fost atât de agresivă. Cere-ți scuze față de ea și mergi mai departe. Eventual ia o pauză de la blogărit până îți limpezești mintea. Și scriu eu acum. Salut, prietene! Mi-am adus aminte de tine cum îmi spuneai tu să-mi limpezezi mintea. Cum îmi spuneai tu să-mi cer scuze. Cum îmi spuneai tu cum e cu datul în judecată ca să mă mai calmez. Ia și urmărește filmulețul de mai jos și după aș fi curios să văd câtă demnitate ai tu în tine. Chiar sunt curios, aștept, cu plăcere. Și am trimis link-ul cu filmulețul, cu roul fermecat. Și vine răspunsul. Păi dacă-ți legat, mă rog. Păi dacă-ți place așa mult antropologia, atunci ai ști că dacă ce cauți tu e să-ți ceară cineva scuze, păi n-o să se întâmplă ever. N-o succes în tot ce faci, bă, succes și ție. Dar prin ce mi-ai răspuns mie aici, ai arătat foarte clar cine ești. Adică după toată agresivitatea aia ta cu datul în judecată, cu limpezește-ți mintea, cu așa, cât de greu era, mă, să spui, bă, îmi pare rău. Cât de greu era. Genial, nu? Ceea ce vreau eu să subliniez este că niciunul dintre acele 48 de personaje nu a avut puterea să spună un simplu, bă, îmi pare rău. Nu iartă-mă, nu îmi cer scuze, nu îmi pare rău că au fost înșelați atâtea sute de fotografi. Nu, absolut nimic. 48 din 69, adică 70% din acest eșantion, nu au avut demnitatea să-mi spună un simplu, bă, îmi pare rău. Ai putea spune că e un eșantion mic. Da, dar și masa de fotografii raportată la un număr impresionant, cum este, de exemplu, populația României de pe Marte, este mică. Deci e scalabilă oarecum problema. Ok, pe lângă lipsa multor vertebre din coloana vertebrală, am observat cu fascinație alte trăsături comune în acest grup. Toți fac fotografii asemănătoare, nediferențiindu-se de actualele trenduri care par impuse așa cumva. Vom dezbate lucrul ăsta ulterior, iar în plus, nici nu afișează vreo dorință de a fi diferiți. Au o apetență mărită pentru una dintre nevoile primordiale ale existenței. Nu aia. Și anume nevoia de recunoaștere, nevoia de a fi cineva. Chestia asta, în combinație cu faptul că nu se pot diferenția, creează în primul rând un efect de turmă. E o formă primordială de apărare. Cumva ca la oi. De-aia în convențiile fotografice o să vezi curgând numai lapte și miere. O să auzi numai apelative de genul vai ce mă bucur că te cunosc, să știi că te urmăresc de multă vreme. Vai și tu îmi placi mie, iar fotografiile tale sunt demențiale. Zici că ești la o petrecere mondenă cu indivizi ale căror orientări sexuale sunt ușor incerte. Nu că aș fi fost eu la vreuna, dar mă gândesc așa. Mulți dintre ei nu pot dezvolta prietenii cu adevărat trainice decât dacă au un scop comun sau niște trăsături îndoienice ale caracterului comune și el. Că sunt în stare de mizerii precum povestea de mai sus, că pot călca pe cadavre pentru interesele proprii sau pentru ale grupului din care fac parte, negândindu-se cu adevărat la comunitate, că nu au scrupule, cred că s-a dovedit deja. Apropo, știți ce s-a întâmplat după ce s-a spart buba cu puroi de la noi? Atât de rău i-a părut stimabilei doamne, încât s-a dus imediat și la site-ul ăla de pe afară, cum se numește, Fier? Mă rog, un alt catalog de fotografi, tot de pe Marte, evident. Și ce să vezi, a câștigat un premiu și acolo. De supărare, așa, evident. Iar la nici câteva luni, a urcat din nou pe scenă, explicându-le din nou fotografilor cum e cu drumul ăsta al recunoașterii în viață. Tare, nu?
Ok, mergem mai departe și o să trecem de celebrele legiuni de imbecili ale lui Umberto Eco, care s-ar putea să pară pentru subiecții mei tot o hatereală. O să trecem acum și de ceea ce renumitul cercetător neozelandez James Flynn a arătat, și anume că din anii 30 și până în 2000, IQ-ul general al marțienilor a crescut cu 3 puncte pe decadă. Și că totuși, din 2000 și până în prezent, umanitatea marțiană a cunoscut un regres din punctul ăsta de vedere. Asta invers proporțional cu dezvoltarea tehnologiei. Ciudat, nu? O să trecem și de această hartă a Europei, unde se vede că România, mă refer la România din visul meu de pe Marte, da? Ocupă un loc fruntaș în coada IQ-ului, desigur, neîncercând să fac o asemănare cu subiecții mei. O să trecem și de miile de rânduri scrise de alții mai pricepuți ca mine, care spun că cele mai proaste decizii sunt cele bazate pe emoție și că astea toate vin la pachet doar cu un IQ scăzut. În general, sunt medii. Însă, aș vrea să ajungem la celebrul discurs al rectorului Universității Babeș-Bolyai din Cluj, domnul Ioan Aurel Pop, care zicea așa: oamenii lipsiți de cultură generală și de orizont artistic, oamenii capabili să rezolve doar probleme limitate, oamenii care nu mai au capacitate să compare și să ia decizii în cunoștință de cauză, alcătuiesc generația Google, generația Facebook, generația SMS sau toate trei la un loc. Sunt oameni, în general inteligenți, dar cu inteligență canalizată spre scopuri controlate de o elită malefică. Desigur că pare ușor euforică afirmația asta, dar hai să revenim puțin la subiecții mei și să ne gândim la ultima și probabil cea mai importantă trăsătură a lor. Toți au nevoie de cineva care să le gâdile puțin orgoliul, cineva care să le vadă calitățile, ca să zic așa, cineva care să le dea ceea ce îi adoră cel mai mult, și anume recunoașterea. Acea nevoie primordială, mai țineți minte, nu? Desigur, contra unor sume modice, dar asta mai puțin contează. Vorba artistului, ce contează banii când împlinirea sufletească de a urca pe o scenă sau de a primi un premiu care, mă rog, nu e recunoscut de nimeni, dar asta tot așa nu contează deloc, nu poate fi egalată de nimic, nu? Simplu. Acum, în traducere liberă, pentru ăștia care mai au 2-3 puncte în plus la IQ, unii băieți au prins de combinație și de nevoile primordiale ale unor, mă rog, era să zic amoebe, doamne ferește, ale unor artiști desăvârșiți, și astfel au apărut tot felul de anomalii fotografice. De exemplu, cel mai cunoscut catalog foto-video de pe Marte e condus de un artist care nu are nicio legătură cu fotografia, dar care, tot culmea, le acordă premii de excelență fotografilor. Tare, nu? Sau cum una dintre cele mai mari convenții fotografice de pe Marte e organizată de un stomatolog. Nu mă înțelegeți greșit. Ador oamenii deștepți. Jur, mi se pare chiar genială faza asta. Dacă merge, de ce nu? Ca o concluzie finală, mă refer acum la subiecții mei, înainte de a mai avea păreri spontane pe Facebook, bazate pe tot felul de reacții de-astea glandulare, încercați să vă verificați IQ-ul. Cam atât despre ce am visat eu pe Marte. Mâine vom vorbi despre mizeriile pe care cineva care se ascunde în spatele site-ului fotograficameraman.ro le-a scris despre mine. Este vorba de un link ascuns în site-ul lor, menit să fie descoperit doar de către cei care vor căuta în Google numele meu. Mai exact, să fie văzut doar de către clienții mei. Tare, nu? Am să vă invit să dați un search în Google și să scrieți Adrian Mitrănescu. E atât de bine indexat încât îl veți găsi fix pe prima pagină și fix în fruntea listei. Pentru că sunt ferm convins că vor încerca să găsească o rezolvare de moment prin a muta cumva articolul sau prin a șterge, ceea ce eu personal nu le recomand, o să vă rog mult să îi faceți un print screen articolului de la început și până la final, pentru că e important. E o poveste pe care nu am împărtășit-o public aproximativ 2 ani, în speranța că vor înțelege să se oprească. Din păcate, n-am găsit o cale de comunicare cu ei. Ce vreau să vă spun e că singurul meu mijloc de existență este fotografia, iar ceea ce s-a întâmplat în acești 2 ani, din punctul meu de vedere, este un atentat la viața mea, a copiilor mei și a familiei mele. Emoționant, nu?
Deci ne vedem mâine seară cu tot cu dovezi și cu tot ceea ce trebuie, pentru că e momentul ca toată lumea să știe de fapt adevărul. Mâine seară la ora 9. Cu plăcere!